treaba asta. Ia spune, moștenești pasiunea asta cu lobofilă de la cineva din familie? Nu. A mai avut cineva vreo rudă de-a ta, porumbei? Nimeni nu a avut. Eu sunt singur din familie care am pasiunea. Și ce au zis tăi când te-au văzut că ai nebunia asta pentru păsări? Deci nu au fost nici contra. Eu făceam sport la momentul acela când mi-a luat porumbei. Și ca să vin acasă, că la sfârșit de săptămână veneam, la două săptămâni, îmi îngrijea mama porumbei. Și ca să mă vad acasă să... Mai des? Da, aveam, au fost de acord să mă ține. Aveam cotecioare prin grădină, cum făceam toți copiii. Da, și ușor, ușor am renunțat și la sport. Nu din cauza porumbei, m-am căsătorit, am renunțat la sport și... Dacă am văzut că... Na, ce să spun, dacă îți place... Dar pare că e și talentat, să știi că dincolo de muncă... Da, trebuie să ai un flair al tău ca să simți porumbelul. Trebuie să simți porumbelul... Nu știu, ați văzut femeile, eu le iubesc foarte mult și când mi-au de vocea, doar că mi-au de vocea, ele se trezesc. Da, se încep să agite, da. Da, așa... Cred că simt și porumbei, mă gândesc că simt și ei sufletul. Și da, și eu susțin ideea asta că porumbei vin acasă, poate și pentru crescător. Deci anul trecut am avut o porumbiță, vă dau cuvântul domnului, inclusiv și asta și încă una anul trecut. Deci venea de la concurs, doar dacă mă vedea în curte și mă auzea cobora. Nu intra pe hol până nu veneam să îi dau mâna și veneam pe mâna mea. Din păcate am pierdut-o la primul antrenament, în primăvară. Acum bănuiesc accident. Asta este. Mai pierzi și porumbei? Ți-e ciudă așa când vezi că mai pierzi da, un campion? Da, antrenamentele în cursul săptămânii foarte multe pierde. E? Da. Deci la mai multe ca la concurs, nu? Da, deci am avut concurs care n-am pierdut porumbei și am pierdut doi la antrenament. Da. Adică... Sunt riscuri, porumbei zboară foarte jos, foarte viteză, mai fi și puțin vânt îi duce. Sunt foarte multe surme de înaltă tensiune care acolo e problema. Moartea lor. Mai ce se dă aici la voi, șoimul sau uliu mai mult? Păi uliu sunt, adică și din aia mai micuți și din aia mai măricei, care cel puțin iarna dacă ți-a scăpat un porumbel, n-ai. N-are mie șans. Îmi dă în volierile astea aici. Aici la matcă la fel, lovește, vine uliu și se lovește, pur și simplu... Da, e flământ rău. Da, deci e problemă. Problemă mare, dar primăvara la fel, când ne dau drum afară. Cred că în prima săptămână... Cu durere de inimă le dau drumul, că mi-a luat și anul acesta, doi din bucurie pentru mine, doi iarici, dar... Acum, na, nu știu. Mulți spun că selecție naturală. Nu e adevărat, că după o perioadă, adică noi ca oameni, dacă am stat în casă o săptămână închiși, doar să mănânci, să dormi, și după aia să ieși să alergi cu unul care se antrenează așa, e greu să ții ritmul cu el, dar... Da. Asta este, n-avem, asta e legea porumbelului, nu putem să-i lăsăm toată iarna, dați drumul, că dacă îi lăsăm... Rămâi fără porumbei. Da. Și... Acum e de noroc cu fiecăruia, știți cum e, că... Ce? În rest, am spus, multă muncă și pasiune, și investiție, și... Toate cumulate la un loc aduce la succes. După câți ani de zboruri la un anumit nivel, prefer să introduci un porumbel la reproducție păi, din lotul tău? De când s-a băgat, acum s-a scos cu palmares 5 ani, nu mai avem în campionat, 3 ani de zile și opresc. Deci anul acesta am vreo 3-4 porumbei, care este ultimul de zbor. Dacă mi-aș dori să mai rămân. După aia intenționez dacă rămân? Să introduci la matcă, da. Doar dacă au rezultate. Așa, să-mi bag un porumbel la matcă din lotul de zbor, doar dacă e din ceva bun și, Doamne ferește, accidentat sau o chestie de genul. Dar în rest, dacă au 3 ani de top de porumbei, de expoziție în primii 10 naționale, e la matcă, fără probleme. Deci ăsta e criteriu? Da, da. E în expoziție națională top 10? Da, e... Dacă e, eu cred că e un zburător bun și reproduce. Că nu reproduce cu un mascul sau cu o femeie, un dar an, încerci mai multe combinații. Da, e imposibil să nu dea, că din porumbei bun vin. Am adus foarte mulți original, foarte mulți și foarte mulți. Și toți s-au confirmat sau mai puțin? Păi, dar anul ăsta am început să zbor și eu din ei. Din păcate, anul trecut am avut iar lingi acum și ba mi-a luat uliu, ba antrenamente pierduți. Nu poți să tragi o concluzie după un an pe altul. E greu. Minim 3 ani ca să poți să tragi. Și am mulți. Deci am 35 de cupuri la matcă și trebuie să trag concluzie 3 ani de zile. Să ne uitați că spuiam foarte mulți și n-am ce face. Trebuie să alerg după ei ca să pot să-l găsesc pe ăla bunul. Că am zis în toți originalii, dacă unul reproduce, e de ajuns. E ok. Așa.
e greu să-l găsim pe la bun. V-am spus, am acest mascul cu această femelă, sunt imbatabil. Deci nu mai găsesc, nu o să mai găsesc. E greu și cu cel bătrân de 2008. Na, care nu mai reproduce. Da. Deci fiul lui este pe urmele lui. Deci ăsta este fiul direct din ăsta de aici, din masculul la Marius Andrei. Și la fel reproduce de bine și el. Am femele care mi se bat la podium și la locul 1 din ei. Adică transmite, ce să mai. Porumbelul acesta a avut noroc că mi-a fost locul 5 în expoziție în 2017. Și următorul l-a zburat și la primul demifon mi-a venit înghierat. Și mi-am oprit la matcă, că mi-a fost frică să mai zbor, că dacă atinge uliu, tot de uliu moare până la final. Când o mai dau vreodată, să sperie, nu mai. Se sperie, da. Și uitați că am făcut o alegere foarte bună, că vi l-am în reproducție. Da. Mergem și la matcă? Da, cum să nu.